Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Exprim TV. Ne bucurăm să încheiem săptămâna de lucru împreună, trecând în revistă principalele subiecte ale ultimelor zile. Iată o scurtă retrospectivă a subiectelor acestei săptămâni. Adunarea Generală a UNSAR și-a ales luni 10 februarie noua conducere. Președinția asociației va fi deținută în continuare de Alianța Siriac Asigurări, în timp ce funcția de vicepreședinte a revenit ING Asigurări de Viață. Durata mandatului noi structuri de conducere este de 3 ani. Violeta Ciurel a fost desemnată să preia funcția de CEO al AXA Insurance Portugalia, după finalizarea procesului actual de tranziție a AXA România către Astra Asigurări. În septembrie 2010, Violeta Ciurel s-a alăturat grupului AXA pentru a deveni președinte și director executiv al AXA Asigurări România, iar începând cu luna iulie 2012, a ocupat și funcția de președinte al Consiliului Director al AXA Insurance Ungaria. Carpatica Asiga a anunțat într-un comunicat de presă că lichiditatea și solvabilitatea sunt peste limitele minime impuse de autoritatea de supraveghere în domeniu. Astfel, la finalul anului 2013, coeficientul de lichiditate al Carpatica Asig era de 1,256, iar marja de solvabilitate era de 1,158. Banca Națională a României, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară și Ministerul Finanțelor se vor reuni în cadrul Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, o structură de cooperare interinstituțională fără personalitate juridică, ce are ca obiect supervizarea sistemului financiar național. 8 persoane acuzate de fraude cu polițe de asigurare au fost trimise în judecată la începutul acestei săptămâni, după ce procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București au finalizat urmărirea penală. Acuzațiile sunt înșelăciune, complicitate la înșelăciune, uz de fals și spălarea banilor, având ca obiect activitatea de intermediere în domeniul asigurărilor. Săptămâna viitoare este una specială pentru piața de brokeraj în asigurări. Miercuri are loc cea de-a treia ediție a premiilor brokerilor de asigurare, care se va desfășura în Club Tribute. Totodată, finalul de săptămână găsește echipa Campion Broker la Sibiu, unde se desfășoară Gala Premiilor Campion 2014. Acestea au fost știrile săptămânii la Exprim TV. Noi vă mulțumim pentru atenție. Vă urăm un weekend însorit și plin de iubire și ne revedem luni cu subiecte din asigurări.